BC Atletic va termina sezonul regulat în Liga Națională de Basket Masculin pe ultima poziție a clasamentului, însă nu va retrograda în eșalonul secund. Formația Constanțeană găzduiește începând de joi ultimul turneu la care vor mai participa trei dintre formațiile de top ale României, CSO Voluntari, FC Argeș și CSU Sibiu. Formația de pe litoral le va înfrunta doar pe ultimele două, însă șansele la o victorie sunt minime, chiar și cu avantajul terenului propriu. Înaintea ultimelor două confruntări, în înaintea play-off-ului. BC Atletic este lanterna roșie a clasamentului cu 26 de puncte după 24 de meciuri disputate. De partea cealaltă, FC Argeș Pitești este pe 6 cu 39 de puncte, în timp ce Sibienii sunt pe 4 însă speră să termine pe podium. Cele două partide ale Constanțenilor sunt programate pentru joi și vineri în sala sporturilor cu începere de la ora 16. Finalul lunii aprilie a adus și o serie de modificări în calendarul Ligii Naționale de Basket Masculin. Astfel, potrivit noilor modificări, nicio echipă nu va mai retrograda, urmând ca numărul de echipe să crească din sezonul viitor la 16. De asemenea, meciurile din play și cele pentru stabilirea locurilor 9-14 nu se vor mai disputa. Aceeași măsură se va aplica și în cazul partidelor din faza a doua a play-off-ului pentru stabilirea locurilor 5-8. Singurele confruntări care vor mai avea loc în ultima parte a sezonului sunt cele din Final Four, care se vor juca după sistemul cel mai bun din trei jocuri.